Andreea? Am ales acesta ca fiind un fragment din stilul meu, pentru că eu combin foarte mult. Da. Și cred că este o combinație între rebel și feminitate. E adevărat. Este o combinație reușită între materiale foarte frumoase, știi? Materiale prețioase, precum mătasea, și materiale puțin mai dure. Este pielea. Mie îmi place foarte mult această asociere de texturi, fin și cu ceva mai puțin fin, foarte frumoase mănușile. Eu nu am ce să zic, pentru că eu admir acest stil. Eu te felicit. Din partea mea, ești ok. Aștept cuvintele jurului. Eu mi-amintesc că și data trecută erai tot rock, mult prea rock. De data asta, uite, puțină feminitate. Yin și yang, știi? Că până la urmă, în fiecare dintre noi există o latură feminină și o latură masculină. La unii, preponderent, e una mai vizibilă. La unii bărbați, latura masculină e vizibilă. La alți bărbați, latura feminină. Și la noi, femeile, la fel. Există femei masculine și femei feminine. E, tocmai asta era ideea și așa mă bucur că te văd, că tu ești o personalitate destul de puternică, ești o femeie luptătoare și uite că ai reușit și atitudinea ta e alta, te simți în siguranță, pentru că atunci erai la o extremă și ce e la extremă nu e bun. Erai și mai timidă, că fiind numai rock, așa, acum, cu puțin feminitate, te simți în largul tău, că până la urmă să nu uităm cât de puternice personalități am fi. Șarmul nostru și principala noastră calitate este feminitatea. Felicitări! Mulțumesc! Roxana. Îmi place, nu zic nu, însă câteodată prea mult stric, ai prea multe elemente de rock. Eu una aș da jos mănușile și te-aș ruga să ți le dai jos acum, să vedem dacă am dreptate sau nu. Ar fi mers, dar nu l-a ținut asta. Prea multe elemente. Cizmele și jacheta sunt îndeajuns. Nu-ți văd fața, nici ție. Tăți părul pe spate, că sunt tinere și frumoase. Ah, văd mai bine. Și o singură obiecție, cred că rochie e puțin prea largă pentru tine, că ești slăbuță. Am mai slăbit în ultima perioadă, eu am cumpărat-o mai de mult și... E așa, un pic prea largă, se vede asta. Nu e grav, dar se vede. Și rest, felicitări. Mulțumesc. Okay. De unde te-ai inspirat când ți-ai construit ținuta? Tot din sfaturile altor stiliști mai de mult știam de această combinație între mătase și piele. Aha. Bine, nu, eu am postat pe blogul meu la un moment dat o combinație de genul ăsta și toată mea a fost foarte scandalizată, cum mi-am permis. Ce-i drept, de era ce? Undeva în 2008, pentru că habar n-am. Este o combinație pe care o ador de vreo 2 ani, adică... Da, și tot acum mult mai mult timp am auzit de combinația aceasta, nu de curând. Deci îți dai seama că eu sunt fan și am devenit fanul tău numărul 1 când am văzut lucrul ăsta. Felicitări, arată bine. Aș fi vrut, în schimb, rochia să fie mai lungă și să ajungă eventual să acopere un pic din cizme. Mulțumesc! Mie mi se pare că ești o gură de aer proaspăt. Chiar ai avut curaj să creezi o ținută pe cât de frumoasă, pe atât de... Se vede de aici că e foarte comodă și că te simți foarte bine în ea. Îmi place că ai respectat și o paletă cromatică, culmea, neutră, dar din cauza imprimeului există o tușă de personalitate, din nou alăturarea de mătase cu piele, rochie foarte feminină cu bocanci înalți, e foarte frumoasă, o ținută foarte reușită, bravo! Felicitări! Abia aștept ce ținută ai la problemă!